Ungenenii nu duc lipsă de haz și fantezie. Acest lucru a fost demonstrat chiar de Ziua Internațională a Omorului de către 20 de voluntari din cadrul centrului de tineret Făclia, care au împărțit peste 150 de baloane colorate tuturor localnicilor în schimbul unui zâmbet. Surpriza cea mare însă pentru toți cei care au simțul umorului a fost prezentarea unei expoziții de caricaturi cu fețe cunoscute atât la nivel local cât și național. Scopul acțiunii noastre este de a promova această zi nu ca o zi a zâmbetelor de prost gust, ci a zâmbetelor ca să ne simțim bine. Ce oferiți astăzi ungenilor? Oferim un mic cadou, un balon și invităm să privească caricaturi și să zâmbească în această zi frumoasă. Am găsit posibilitatea de a avea standuri pentru a arăta și altora caricaturi, pentru a stârni zâmbete. Aceste standuri ne-au fost